al doilea laborator din grupa celor care privesc enumerarea utilizatorilor pentru ATT&CK, și anume este vorba de username enumeration via subtly different responses. Și acest laborator utilizează două liste pe care ni le furnizează, una ce conține candidați, nume utilizator pentru brute force-ul pe care îl realizăm pentru nume utilizator și o alta care conține parole candidate pentru brute force-ul la nivelul parolelor. Accesăm lucrarea de laborator și o vom realiza tot așa, atacul vom realiza în două etape. E același blog ca la prima lucrare de laborator, deci ne vom concentra pentru, în prima fază, să realizăm un brute force la nivelul numelui utilizatorilor, ca să identificăm un nume utilizator valid, după care vom încerca un brute force pentru identificarea parolei. Deci vom porni cu o autentificare, nu avem credențiale pentru autentificare, deci vom încerca să ne autentificăm cu niște credențiale aleatorii, invalide. Deci nu salvăm, am dat submit, ne uităm în Burp, care Burp trebuia să fie deschis, în zona de istoric și evidențiem ultimul post realizat pentru login-ul pe care l-am făcut. Ne uităm, este corect, avem aici username-ul transmis, respectiv parola. Datele le transmitem spre modulul intruder cu care vom lucra pentru a realiza brute force-ul. Și în intruder vom șterge variabilele implicite care sunt generate pentru brute force. Pe noi ne interesează să realizăm un brute force doar la nivelul numelui utilizator, deci îl încadrez în marcajele necesare încadrării pentru brute force. Am acționat acest add. Verificăm să avem tipul de atac de tip sniper cu un payload simple list. Va trebui să introducem numele utilizatorilor pe care îi preluăm din acest tabulator pe care l-am pregătit. Le-am introdus prin acționare past. Verificăm să nu avem elemente, adiționale. Este OK. Și putem încerca să lansăm atacul, să vedem ce se întâmplă. Am lansat atacul și ne uităm să vedem dacă identificăm niște diferențieri. Încercăm să ordonăm după status. Statusul este același, deci nu vedem diferențieri. Încercăm după lungime. Aici avem 375, da, lungimile sunt apropiate, deci nu sunt niște elemente care să ne permită să facem diferențieri. Ceea ce înseamnă că va trebui să mai introducem un parametru în cadrul procesului nostru și vom merge în zona Options a intruderului și avem aici un grep extract pe care îl vom merge și vom adăuga în cadrul acestuia și vrem să adăugăm ca și parametru de căutare acest invalid user name or password. Deci este un mesaj pe care îl dă în situație de eroare. Să vedem dacă nu apar diferențe de mesaj. Acestea ar putea fi un indicator pentru identificarea parolei.
pe care vedeți că, mergând pe prima variantă de lucru, de la primul laborator, nu am reușit să o identificăm. Acționăm OK-ul, s-a introdus și mai departe vom lansa atacul. Atacul a fost lansat. Vedem că ne-a apărut această coloană suplimentară pe care o lărgim ca să putem face vizualizările, să fie aceste mesaje, să vedem dacă a apărut cumva un mesaj diferit. În principiu, deci ca și best practice-uri pentru lucru, deci programatorii trebuie să se orienteze spre utilizarea unor mesaje identice, generice. Dar uneori se mai pot produce greșeli și numai prin tastare, greșeli care uneori chiar nici nu sunt vizibile, deci scapă. Facem o filtrare după acest warning și, opa, la primul se pare că avem ceva, deci se vede că... Așa. Deci la primul vedem că avem o diferență, deci avem deci niște caractere în plus care au apărut și avem utilizatorul, numele utilizator care este identificat, este acest ArcZicht pe care îl putem copia. Ne întoarcem la intruder, în zona de positions și nu mai avem nevoie de această fereastră. Ne introducem utilizatorul pe care l-am identificat și pe care îl avem așa, am făcut un past. Și de data asta vom face brute force-ul pe parolă, deci am marcat parola ca și variabilă pe care lucrăm. Vom lucra tot cu un atac de tip snipper. Mergem în zona payload, verificăm ca tipul payload-ului să fie lista simplă și va trebui să introducem lista pentru verificarea parolelor. Deci lista este aceasta, o aveam deschisă, o copiez, o introduc și verific să nu fie elemente suplimentare care să fi fost adăugate, este totul ok. Și lansez atacul. Verific la nivelul statusului dacă avem vreo... Opa, avem, da? Deci am identificat acest Jordan ca și parolă. Are un cod 302 care este diferit de codurile celorlalte, codul de stare a celorlalte încercări. Observați că și lungimea este mult diferită. Deci se pare că aici avem identificată o parolă validă. Rămâne să o încercăm. Ne întoarcem la aplicația noastră și introducem ceea ce am avut ca și username. Este acesta, ca să nu-l greșim, l-am preluat. Și am reținut parola ca fiind Jordan. Sper să nu o fi greșit. Nu am greșit. Și suntem felicitați, am reușit să rezolvăm și acest laborator.